putea să facem, în afară faptul că vreau să-l împănesc puțin, orice oaie și mieluțul are o pieliță care trebuie scoasă. Și de ce? Nu. Trebuie scoasă? De ce? Pentru că dacă o bagi așa la cuptor, ea se strânge și ăsta devine așa. Devine din ce în ce mai mic. Mai, da, și se doare. Și atunci degeaba luăm o pulpiță că se potcoavă. Pare extrem de mică. Și atunci, și cum familia mai e mică, mare. Nu, se strânge la orice carne. Cauți, eu nu dau la o parte pentru că mie îmi place și gustul de pieliță, știi? Da, dar grăsimea aceasta, nu? Da, că are grăsime. Are puțină grăsime, da. Așa. Și dă o aromă specială. Deci o lăsăm, dar... Ca să o desfacem așa, ca practic, ca să o putem împăna. Vedeți? Asta așa, opa, opa. Pot să vă ajut și eu cu ceva? Da, imediat. Păi uite, acum o să te rog să te pun să împănezi. Să vedem dacă știi să împănezi o carne. Eu zic că știu, dar dacă nu o să fac foarte bine, o să-mi spuneți. Când am timp, gătesc. Când ai timp. Da. Și nu prea ai avut timp, așa că fiind artistă, mănânci chestii gătite. Să știți că mi-am mai făcut timp, doar că am slăbit destul de mult. Da, da. Am slăbit 23 de kilograme. Ce ai făcut? Ia. Merg la nutriționist în fiecare săptămână. Mi-a spus feciorul meu că să mă iubească din ce în ce mai mult, va trebui să fiu și mai slabă. Aoleu. Așa că trebuie să-l ascult. Deci, am scos pielea puțin. Și acum crestăm așa din loc în loc, nu? Da, facem așa și punem usturoi. Și punem usturoi. Usturoi e bine să fie tăiat, dacă e mai mare, să fie tăiat în două. Să tăiem în două. Da. Poți să nu pui slăninuță, dacă el este gras, dar pune și puțină slăninuță, că ca e mai aibă gustos. Aromă. Ia, hai. Gata. Mă bag eu acolo, acum. Da, două chestii fac astăzi. În afară de mielul ăsta la cuptor. Unde am pus usturoi, poți să pun și slăniță? Poți să pui și slăniță, da? Nu e nicio problemă. Bun. Da. Să ne folosim fantezia, că așa am văzut eu, că așa să fii un bun șef, trebuie să ai și fantezie, nu-i așa? Depinde dacă e de adevăr, că unii au o fantezie, pun tot soiul de chestii. Eu nu e așa de simplu la bucătărie, doar porn tot soiul de ea, nu. Păi nu, trebuie să știi cum să le combini. Nici să nu trebuie să plusezi, știi, cu nimic. Bun. Întoarcem și pe partea asta la altă. Deci și pe partea și pe alta. Nu, mai trebuie de aici un pic. Ma, așa. Ok. Bun. Gata. Și asta. Eu încep de aici. Eu de aici. Bun. Am niște prapuri. Sunt înnebunit după ideea de a face carnea învelită într-un prapur. Știi? Da. De ce? Dai-o și prăjim, să prinde aia o crustă așa și punem în prapurul ăla și o băgăm la cuptor. Mai punem sau lăsăm așa? Mai bagă una. Mai bag una aici și una aici. O sărăm puțin, o țâră, nu mult. Pardon. Aici. Okay. Și acum ce mai facem? Am aici puțin rom cubanez. Aha, celebru. Îmi plac celebru, da, l-am băut în copilăria mea și tu, că ai mai apucat. Cred eu că s-a încins uleiul, că văd că este un pic de abur de acolo. S-a încins, spunem pentru gust. Să mai tai? Nu. Vreți să mai tai? Nu, să mai tai unul. Bun. Așa. Punem pe lângă el și niște... întotdeauna când faci o friptură, vâr două, trei ciupercuțe, așa, știi? Și mie îmi plac ciupercile foarte, foarte mult. Hop. Ca să iasă, dacă vreți să iasă... gata. Așa că bagă-le pe tot. Da? În regulă. Dacă vreți să iasă mai pregnantă arsura, se stropește, o să punem pe partea asta. Dai cu puțină... Tai și ceapă? Da, taie și ceapă, dar nu, asta o tăiem așa mare. Mai mare? O tai în patru, e bine? E bine, da. Lătuța, așa e și mai bine. Am înțeles. Și usturoi întreg, da? Deci este imbatabilă chestia. Sosul n-are cum să iasă prost dacă pui ceapă, usturoi legume și ardei capia, da? Dacă ca și la ciorbă. Dacă să turnăm și niște vin, da. Întrebuie să pun și... niște vânătă. Eu mănânc vânăta sub toate formele. Și mie îmi plac vinetele extraordinar de mult.
Am făcut odată și, și dulceață din mână și era chiar bună, știi? Am mâncat la un moment dat, eram la Cerbul de Aur cu niște ani în urmă și am fost la un restaurant și am mâncat un tort și blatul tortului era din vinete. A prins deja frumos, nu mai punem făină, nu mai e cazul. Arată foarte bine. Arată deja și miroase excepțional, stimați telespectatori. Da. Și ce față! A prins așa și aici, da. Mm-hmm. Și acum și aici. Da, dar înainte de asta, fii atent. Da. Îl îmbrăcăm puțin în chestia asta. Ai gustat dulceața asta mea? Nu. Gustă. Da, deci e dulceață de ardei iute. Și o mângâi așa puțin cu dulceața asta. Da? O nebunie. Pun și puțin muștar de ăsta cu peltea de gutui, că n-are ce să-i strice. Dar cum să-i strice? Așa. Foarte bun. Să pun și puțină dulceață pe partea asta alaltă. Mai punem puține mirodenii. Și ce mirodenii avem acolo? Cimbru, probabil. Aici, în primul rând, busuioc, coriandru, cimbru. Așa. Minunat. Pune, uite, niște piper de ăsta roșu, care e sămânță de trandafir aproape, așa. Și punem ăsta la... Îl îmbrăcăm, îl îmbrăcăm așa, da? Punem și vinul. Asta se numește că s-a stins cu vin. Așa-i? Am stins cu vin, da. Mai pune și puțină sare. Ia tu asta și când vine cutigaia, da. Să le... Să împrăștiem pe peste tot. Minunat! Wow! Așa. Și lăsăm așa? Sau mai punem pe deasupra? Sau? Putem să punem vreo două pe deasupra. Așa. Și acum la cuptor. Și acum băgăm la cuptor. Da. Cuptorul mai trebuie încins? 2-3 usturoi de ăștia, așa, să ei se vor... Așa, mai punem niște piper roșu. Uite ce frumos arată. Da, arată de senzație. Bagă tinerea asta la cuptor.